Serviciul secret al Ministerului de Interne își construiește un sediu nou. În total, 83 de milioane de lei urmează să fie cheltuite pentru cartierul general al spionilor de la interne. Banii sunt plătiți de Compania Națională de Investiții, care a preluat întreaga afacere. La finele lui 2021 a fost lansată licitația care urmărea găsirea unui constructor pentru sediul Direcției Generale de Protecție Internă. Doi ani de zile au durat deliberările, iar pe 14 februarie 2023 s-a semnat contractul de 83 de milioane de lei fără TVA. Anunțul de atribuire s-a emis pe 9 aprilie. În total, peste 17 milioane de euro vor fi încasate de Erbașu S.A., una dintre cele mai mari firme de construcții din România. Prețul ofertei a contat în proporție de 60% în selectarea constructorului. Sediul DGPI urmează să fie gata în 90 de luni. Inițial clădirea costa 76 de milioane de lei, dar oficialii CNI au decis să solicite lucrări suplimentare și au majorat în mod corespunzător prețul acestora.